Bună ziua și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. Sunt Oana Cătănoiu, iar astăzi o am ca invitată pe doamna Anișoara Stângulescu, candidat la Primăria Craiova din partea PMP, dar și fostul prefect de Dolj. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Craiovenii vă cunosc foarte bine, atât în postura de subprefect, cât și ca om politic, candidat la Primăria Craiova, de asemenea în alte dăți, dar vreau să le povestiți telespectatorilor care a fost primul pas în politică, de ce ați intrat în politică și de ce ați ales PMP. Am intrat în politică, să zic cumva, dintr-o întâmplare, pentru că eu eram și sunt o persoană responsabilă care mergeam întotdeauna la vot, chiar îi invitam pe prieteni, pe părinți, pe vecini și chiar îi duceam eu cu mașina, că mi se părea că este o datorie cetățenească pe care trebuie să ne îndeplinim. Au murit oameni ca să susțină dreptul de vot al femeii și atunci mi se părea că este nedrept și strigător la cer să nu te duci să votezi când ai această oportunitate și acest drept constituțional. Ați punctat faptul că sunteți femeie înainte să ating eu acest subiect și tare mult mă bucur de câte ori candidează o femeie și ne reprezintă, pentru că trăim încă într-o lume a bărbaților. Cum vă este să candidați din această postură, așa cum spuneați, de femeie? Da. Cum sunteți privită? Ce săgeți ați simțit sau, din contră, ce avantaje aveți? Cred că este un lucru bun că femeile au început să se afirme pe scena politică, pentru că o femeie, zic eu, că are avantajele de a face politică, că este mai riguroasă și, în general, duce la bun sfârșit tot ceea ce începe. Am început politica în 2016, practic atunci am intrat în politică, practic la sfârșitul anului 2015, începutul anului 2016, și nici o secundă n-am crezut că mă va prinde politica, voi rămâne în politică, voi candida la primărie, deci voi face carieră, să zic așa, pe scena politică craioveană. Ce ați făcut înainte de politică și de ce nu credeați că ați fi potrivită? Că iată, mie mi se pare că vi se potrivește ca o mănușă politica. Da, pentru că eu eram profesoară, am profesat, am fost în învățământ, am definitivat în învățământ, sunt inginer ca și formație profesională și până atunci avusesem grijă de familie, de copil, și atunci venise vremea când copilul meu deja era adolescent, nu mai avea atâta nevoie de mine și am zis: de ce să nu încerc să schimb orașul meu în bine, pentru că sunt atâtea cerințe ale craiovenilor și de fiecare dată când votam, votam așa cum credeam eu, cum vedeam la televizor și cum citeam prin ziare, și nu de puține ori eram dezamăgită de ceea ce alegeam și de ceea ce se întâmpla după ziua votului. Și care atunci sunt diferențele de viziune acum când sunteți în mijlocul politicii, când știți exact ce mecanism și cum funcționează totul? Păi tocmai de aceea, ăsta e motivul pentru care am intrat în politică, de a îndrepta lucrurile, de a fi mândri de orașul nostru și de a da Craiovei ceea ce merită ea. Pentru că ceea ce are Craiova astăzi și ceea ce a făcut administrația PSD-istă de aproape 10 ani în Craiova este mult sub posibilitățile orașului și sub cerințele craiovenilor. Să vedem care ar fi cele mai urgente cerințe ale craiovenilor, pentru că sunt multe de îndreptat și de adus în acest oraș, ca să ne comparăm cu, eu știu, cu Clujul, spre exemplu. Oh, nicio șansă. Nu, într-adevăr, în Craiova. Adică să nu sperăm totuși atât de mult dintr-o dată. Nu ne putem compara la acest moment. Ba da, bineînțeles, Craiova merită mult, Craiova merită totul și craiovenii. Craiova este un oraș încă nedezvoltat. În centrul orașului, într-adevăr, s-au făcut lucruri și eu nu pot să neg că administrația PSD nu a făcut lucruri bune în toți acești ani, dar, repet, insuficiente. Dacă treci de centrul orașului și de zona stadionului, te trezești cu imaginea unui oraș mai degrabă din America Latină, din zona urbană a Americii Latine, decât din Uniunea Europeană. Adică, eu aș spune așa, s-au dat foarte multe autorizații de construcții. Găsim hoteluri, blocuri între case, în zone de case, sunt străzi neasfaltate. Sunt străzi încă fără canalizare, sunt străzi care se inundă la prima ploaie, încât efectiv nu mai poți ieși din casă. Cum vedeți o rezolvare pentru toate aceste probleme? Tocmai asta este una dintre motivațiile candidaturii mele, că nu mai vreau ca și cetățenii Craiovei să fie împărțiți în craioveni de rangul 1 și rangul 2. Rangul 1, craiovenii din centrul orașului care au un oraș cât de cât așa cum ar trebui în acest secol 21, și
cetățenii de rangul 2, craiovenii de rangul 2 din cartierele mărginașe. Și aici mă refer la bariera Vâlcii, la Brestei, unde ați punctat mai devreme. Într-adevăr, în Brestei, în bariera Vâlcii, sunt străzi care figurează asfaltate și nu sunt asfaltate, sunt străzi cu canalizare doar de o parte și de alta sau doar până la jumătate. Deci nu este normal, este împotriva firii, este păcat de Dumnezeu ca în secolul 21, în anul 2020, toți cetățenii Craiovei, Craiova care este municipiu reședință de județ, să nu aibă acces la, să zic, infrastructura civilizației. Și aici mă refer apă, canal, asfalt. Și eu chiar asfalt. Aș mai completa ce ați spus dumneavoastră, că sunt cu atât mai intrigată de ce spuneți, cu cât s-au construit cartiere deja Brestei, deja Catargiu, nu mai sunt cartiere mărginașe, pentru că există cele de la Fold, de la Malu Mare, care sunt considerate ca aparținând, iată, deși sunt în Cârcea și Malu Mare, tot de Craiova. Deci, practic, aceste așa numite cartiere mărginașe sunt undeva acum în centrul orașului. Da. În zona a doua, nici măcar la periferie, ca și distanță de centru. Așa este. Numai că așa ar trebui să fie, lucrurile nu stau deloc așa. Sunt atât de multe de făcut în aceste cartiere considerate mărginașe și cu cetățeni locuitori de rangul 2, încât trebuie neapărat schimbat ceva în orașul pe care îl iubim cu toții și trebuie schimbate lucruri care cred că cei din Cluj, cum ați dat exemplu mai devreme, din Timișoara, nici nu s-ar gândi la ele. Deci noi vrem să avem, să facem din Craiova un smart city, dar de fapt nu avem străzi asfaltate, nu avem canalizare, nu avem multe altele, nu putem să accesăm rețeaua de gaze pentru că sunt prețuri foarte mari. Și atunci proiectul meu pentru Craiova cuprinde mai multe puncte. Cele mai multe dintre ele le-am prezentat de la începutul campaniei și până acum pe pagina mea. Am vrea să le auzim și noi. Da, bine, puteți să spuneți și de pagina dumneavoastră de Facebook, și eu o urmăresc și chiar am văzut proiectele, dar vreau să afle și telespectatorii noștri la ce v-ați gândit pentru Craiova, dacă veți lua acest mandat sau când îl veți lua. Da, în primul rând, banii craiovenilor, banul public trebuie respectat și nu trebuie aruncat pe fereastră. Și gândindu-mă cât este de important acum în această situație cu pandemia, cu ceea ce se întâmplă, banul public, eu cred că trebuie prețuit. În niciun caz Craiova nu își poate permite să arunce banul public pe fereastră și atunci, ca o economie la bugetul local, un punct al proiectului meu pentru Craiova este desființarea poliției locale, pentru că s-ar face o economie la bugetul local de peste 7 milioane de euro. Lucru cu care mulți craioveni ar fi de acord, după cum știm, din urma discuțiilor din diverse grupuri de pe rețeaua cea mai cunoscută de socializare. Da, sunt și păreri și pro și contra, dar recunosc că sunt pe pro. Așa este, într-adevăr. Așa este. Chiar când merg prin cartierele Craiovei cu echipa mea de la PMP, cu echipa de campanie, ne expunem care sunt proiectele noastre și uneori îmi spun colegii, am avut emoții la doamna sau la domnul X, că mă gândeam că poate au pe cineva care e poliție local, dar nu se întâmplă. Deci cred că un singur caz am întâlnit care să spună, dar nu sunt de acord cu acest lucru, de ce vreți, au cerut detalii pe care le-am și dat evident. Așa cum vă spuneam, vă urmăresc pagina de Facebook și sunt la curent cu acțiunile dumneavoastră. Știu că mergeți absolut în fiecare zi, fără excepție, chiar și în weekenduri pe teren. De două ori pe zi, și dimineața și seara. Da, nu știu cum reușiți, discutați cu oamenii. Bănuiesc că le-ați aflat doleanțele, le-ați aflat nemulțumirile, le-ați aflat ce își doresc. Care sunt, așa cum vă întrebam, cele mai mari probleme acum în Craiova? Acestea sunt legate de infrastructura, de civilizație, în primul rând. În al doilea rând, de educație. Deci în Craiova nu s-au mai construit. Așa cum spuneați, ați fost profesoară. Da, până am fost 10 ani, am ani. Îndefinit, bat în învățământ, așa este. La liceu ce Matei Basarab. Ce ați schimba în învățământ? Păi, de la început, atât în primul cât rând... depinde de primărie, firește. Da, bineînțeles. Cum spuneam, în Craiova nu s-a mai construit o școală sau o grădiniță nouă din 1987, de 30 de ani. Da. Și este nevoie. Este nevoie, pentru că toate școlile și grădinițele construite nu se aliniază normelor europene. Sunt școli vechi, de pe vremea comunismului. Jumătate din școlile Craiovei nu au săli de sport. Grădinițele nu au locuri specifice de joacă, și nu au un logoped permanent. Iată că e un aspect de care eu nu știam. Am avut noroc să studiez și la un liceu care avea o sală mare de sport. Unde își desfășoară activitățile fizice? Doar afară, în curtea școlii? Vara.
vara și când este vreme frumoasă. Iarna într-o sală de clasă, cu exact cum învățam eu acum 30 de ani, cu băncile într-o parte și în alta și acolo profesorii de educație fizică. Dar adevărat. Într-adevăr, e un aspect la care eu nu m-am gândit și poate că este unul din motivele pentru care tinerii aleg să studieze când merg la facultate în alte orașe, după aceea să-și caute serviciu fie în alte orașe, fie în afara țării. Cum ați vedea o soluție să-i păstrăm aici? Într-adevăr, Craiova este în top 4 mari municipii din țară în care se pleacă spre Occident, spre marile orașe, Cluj, cu predilecție spre Timișoara, pentru că nu-și găsesc locuri de muncă. Aici aș vrea să vă spun că de asta se leagă un alt proiect al meu pentru Craiova, și anume înființarea unui parc industrial, pentru că există un loc propice pentru acest lucru. Sunt 246 de hectare de teren, este unde? Proprietate a OMV, la unde a fost combinatul chimic Ișalnița, și mereu m-am întrebat și chiar am avut o emisiune împreună cu domnul Cosmin Vasile și chiar l-am întrebat cum își explică dumnealui în ce condiții Consiliul Județean a putut să înființeze două parcuri industriale, iar primăria niciunul, în condițiile în care amândouă au fost conduse de PSD. Și acest teren este, cred eu, ideal pentru înființarea unui parc industrial, fie prin cumpărarea terenului de la OMV, fie printr-o colaborare, un parteneriat, soluții există, numai să fie voință. Fie prin fonduri europene nerambursabile. Sigur, și prin fonduri și prin bugetul local împreună. Și bineînțeles, ar fi vorba de cel puțin câteva sute de locuri de muncă într-un parc industrial. Înseamnă investiții, înseamnă dezvoltare, modernizare. În condițiile actuale vin investitori la primărie și ce obțin? Întreabă și pleacă exact așa cum au venit, pentru că cele două parcuri industriale sunt deja pline, nu mai sunt locuri. O altă problemă a orașului nostru, și eu aș vrea să găsesc o soluție pentru asta, poate mă oferiți dumneavoastră, o soluție este cea a locurilor de parcare. Iată, mașinile sunt parcate pe străzi unele peste altele, e adevărat că sunt mai multe mașini la o singură familie, mămicile care merg cu cărucioarele cu copiii se plâng pe rețele de socializare că n-au cum să treacă, trebuie să treacă printre mașinile care merg pe stradă ca să ajungă la destinație și așa mai departe. Există o soluție în acest moment? Da, există și mi se pare că este relativ simplă și există o hotărâre de Consiliul Local, cred că de anul trecut, prin care Consiliul Local vrea să scoată la licitație toate locurile de parcare din oraș. Mă rog, să se înscrie locatarii blocurilor pe o platformă online și apoi să se liciteze. Mie mi se pare deloc o soluție bună, pentru că ar însemna să îi învrăjbim pe locuitorii blocurilor. Nu știu dacă... Pentru că nu sunt suficiente locuri nu de parcare, sunt suficiente, așa cum spuneam. Și nu poate licita, să zicem, un pensionar de la parter cu un doctor sau un inginer de la etajul 3. Clar, o să aibă tot timpul câștig de cauză cel cu salariu mai mare, cu venituri mai mari. Și atunci soluția ideală și la îndemâna noastră ar fi să se stabilească clar câte locuri de parcare sunt la fiecare bloc, să se marcheze și atunci să se atribuie fiecărui locuitor al blocurilor, fiecărui locatar, câte un loc de parcare. Așa cum este în București, de exemplu. De exemplu. Iar în condițiile în care sunt mai puține locuri de parcare la un bloc, ne putem extinde la un altul sau, dacă nu sunt suficiente, se pot face din bugetul primăriei, se pot face niște parcări suspendate, așa cum sunt în Oradea, de exemplu, sau la Paris, și atunci dacă cineva, adică să se asigure cel puțin un loc de parcare la fiecare locatar al blocului. Dacă cineva are două mașini, cum ați spus, sau mai multe, într-adevăr, atunci se există licitații, atunci e cu totul altceva. Dar să mergem pe un loc de parcare la fiecare locatar de bloc. Iată, aceasta cu parcările suspendate este prima idee de genul pe care o aud și cât este de la îndemână și cât este până la urmă de ușor de realizat. Doar că adică fonduri pot fi obținute, care credeți că este motivul pentru care nu se face nimic? Pentru că este o nebunie în orașul nostru. Efectiv, nu ai unde să parchezi și nu ai cum nici să mergi pe stradă de mașinile parcate. Da, păi parcările din zona rezidențială au fost făcute cu plată, între 8 și 18. Nu este o soluție deloc bună. N-aș putea să spun de ce s-a luat această soluție, pentru că această hotărâre de Consiliu Local nu s-a pus în aplicare, pentru că a venit situația asta cu pandemia, dar nici nu s-a anulat. Sau nici n-au dat altă soluție în loc. Deci aici este loc de mult mai bine pentru toți locatarii blocurilor care posedă un autoturism. O altă problemă foarte mare este cea a mirosului din orașul nostru,
cauzat de groapa de gunoi. Deja văd, cred că ajunge mirosul și la dumneavoastră acasă. Este clar că deja ne plângem, indiferent în ce cartier am stat, fie că stăm în centru, fie că stăm în 1 mai, mirosul ajunge la noi. Fie că e de a groapa de gunoi, fie că e de a canalizări, avem această problemă în Craiova de foarte mulți ani. Este și nu este deloc normal ca o groapă de gunoi să fie în apropierea unui parc, în apropierea parcului, în spatele parcului Tineretului. Dar deci, nu se poate sta, adică eu am fost acolo mai mult de 5 minute, nu am rezistat 5 minute pentru că a trebuit să mă și întorc, nu sunt puteam convinsă să rămân acolo. Din nefericire așa este, toți craiovenii știu acest lucru și sunt foarte nemulțumiți. Groapa de gunoi ar trebui amplasată undeva în mijlocul județului. Și atunci am putea găsi, sunt spații pentru așa ceva, deci considerați că soluția ar fi mutarea gropii de gunoi, da, pentru că am auzit în soluții, până la urmă, până acum n-a dat niciuna roade, nu s-a vrut, nu s-a putut, n-am înțeles exact. Nu, care mutarea, este asta e soluția. Nu există nicio alta, mutarea gropii de gunoi, pentru că nu, în niciun mare oraș nu există groapa de gunoi în apropierea orașului, de fapt în oraș și în spatele unui parc. Cum, ce ar trebui să le spuneți acum craiovenilor ca să vă voteze? Pentru că sunteți într-un partid relativ nou, așa aș spune eu, care nu are probabil atât de multă experiență administrativă cum are PSD, cum are PNL, dar totuși este mult mai puțin pătat. Da, eu le-aș spune craiovenilor să aibă curaj, să aibă încredere, să nu se mai simtă blocați între PSD și PNL. Acum au o alternativă, PMP-ul, cu candidatul Anișoara Stănculescu la primăria Craiova. Anișoara Stănculescu, adică eu consider că sunt singurul candidat de dreapta în această cursă și îi chem la vot să nu lipsească pe 27, în primul rând să se prezinte la vot și să voteze cu mintea lor și cu inimă bună pentru orașul nostru Craiova și să se gândească bine înainte de a vota, pentru că așa cum vor alege acum, așa vor trăi în următorii 4 ani. Cum s-a desfășurat campania până acum, având în vedere acest context epidemiologic? Vreau să spun că noi mereu când am ieșit în cartiere, chiar și în județ, mereu am avut câteva cutii de măști și vreau să vă spun că oamenii se bucură teribil să vadă că le oferi câte o mască și mereu am avut un tub de dezinfectant, de asemenea chiar și copiii, i-am și învățat, vin mereu cu mânuțele. Asta înseamnă să fie un candidat femeie, aș completa eu, pentru că femeile sunt întotdeauna atente la acest aspect și eu m-aș bucura chiar foarte mult să ne conducă în general o femeie, că femeia este cea care conduce o casă și reușește să o mențină curată și același lucru cred că l-ar face și în administrație. Așa este. Sunt de aceeași părere cu dumneavoastră și, într-adevăr, eu consider că bătălia pentru Craiova se dă între două femei. Practic, candidata de stânga și candidata de dreapta, eu, Anișoara Stănculescu, pentru că, am spus, consider că sunt singurul candidat de centru-dreapta, în absența unui candidat adevărat din partea PNL, acesta fiind mai degrabă de stânga prin promisiunile pe care le face electoratului, știind că dreapta pune miza pe economie și dacă economie e, se pot satisface nevoile populației. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Sperăm că ne vom revedea cu dumneavoastră aici la Capital TV cât mai ține campania. Vă dorim mult succes! Și dumneavoastră, până data viitoare, așa cum a spus doamna Anișoara Stănculescu, candidatul PMP, vă doresc să aveți puterea și curajul să mergeți la vot și să alegeți ceea ce simțiți. Vă mulțumesc și la orice invitație voi răspunde cu mare drag. O zi cât mai plăcută! Mulțumesc!
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență.
ziua și bun găsit la Puterea Cuvântului. L-am astăzi alături de mine pe domnul Cosmin Bosoancă, candidat la Consiliul Județean Dolj. Și bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! O să vă întreb cum i-am întrebat și pe alți invitați de-ai mei, care a fost parcursul profesional al dumneavoastră până aici și ce vă recomandă pentru acest posibil post? Din 2012 lucrez într-o agenție de finanțare a fondurilor europene și observ cum județul Dolj, la nivel de fonduri europene, este deficitar. Nu au absorție, nu depun proiecte și nu se ocupă de infrastructură și de dezvoltarea județului. Iar acest lucru m-a determinat să intru într-o bătălie pentru o funcție de consilier județean. Până acum ați mai avut legături cu administrația sau ar fi primul post? Nu, ar fi primul post. Este excelent pentru că sunteți tânăr și tinerii au mare nevoie acum de susținere pentru a rămâne în acest oraș. Sunt foarte multe probleme, de aceea ei aleg să plece de multe ori în străinătate să lucreze. Da, ce părere aveți despre acest aspect? Sunt foarte multe probleme. Ce ați schimba? Consider că reprezint o generație, generația născută în 89. Și după 30 de ani e timpul ca noi să luăm atitudine și să, cum s-ar zice, să dăm cu pumnul în masă. Pentru că este vorba de viitorul nostru. Peste 50% din generația mea este plecată în străinătate să muncească. Nu văd de ce n-ar putea să vină să muncească în țară pe aceleași domenii, în agricultură și în construcții. Majoritatea sunt plecați în agricultură. Doar că la noi... De ce nu ar putea lucra la noi în județ? Da. Iată, comunele, satele, tot mediul rural este depopulat. Este depopulat pentru că oamenii vin la oraș, adică nu au efectiv ce să facă. Nu s-a investit în infrastructură, în minimul de infrastructură. Și ce înțelegem prin minimul de infrastructură? Fiecare casă să aibă acces asfalt până la intrarea în locuință, să aibă canalizare. Și cel mai important, piețele agroalimentare. În piețele agroalimentare din teritoriu, pe raza județului Dolj, toate sunt într-o delăsare totală, să nu zic într-o paragină. Nu se investesc bani pentru ca fermierul, micul fermier, să poată să vină să-și vândă legumele în condiții igienice și optime. De bun simț, să zicem. Plus că la nivel de orașe micuțe sau municipii din județ nu s-a investit în infrastructură pentru investiții. Și ce înțelege prin infrastructură pentru investiții? Că toată lumea fuge de această infrastructură. Atât timp când noi, ca și Consiliul Județean, în colaborare cu Consiliul Local, investim în infrastructură pentru investiții, investim în zone industriale, într-o zonă lângă un orășel micuț, pentru a construi hale, platforme industriale, locuri în care să putem să luăm investitori să investească, să dezvolte o afacere. O afacere, dacă îi asiguri utilități, îi asiguri taxe cât mai mici la deci un investitor... Deci asta e principalul motiv, să înțeleg, pentru care nu se fac afaceri în satele, comunele, localitățile mici din municipiu? Da, pentru că nu au infrastructură. Lipsa infrastructurii și lipsa ajutorului din partea autorităților. Dacă ar veni, dau un exemplu, o firmă din București, dacă are o fabrică în marginea Bucureștiului și are o fabrică la Băilești, produsele, el le exportă. Nu e o mare diferență. Dar dacă la Băilești, primăria, în colaborare cu Consiliul Județean, i-ar asigura spațiu, i-ar asigura și o deducere de taxe, cu condiția ca această fabrică să angajeze oamenii de pe raza comunei, raza orașului. Atunci, oamenii ar avea de lucru, ar apărea și alte investiții și ar apărea efectiv bătaia, să zicem așa, pe forța de muncă. Oamenii ar mai fi nevoiți să plece. Eu am o întrebare mai delicată. Absolut toți candidații vin cu acest proiect de a reface infrastructura, de a o face, de fapt, și a o reface acolo unde este nevoie, și de a le promite oamenilor că vor avea, iată, în localități mai mici sau în mediul rural, locuri de muncă. Ce v-ar diferenția ca partid față de alte partide? Cum să mai aibă oamenii încredere? De 30 de ani se vine cu această poveste. Această poveste. Deci trebuie să schimbăm ceva. Eu reprezint o generație care îmi doresc altceva. Asta cred că mă califică pentru acest lucru. Atât timp cât eu reprezint și îmi place să cred că reprezint o generație tânără, o generație care are o dorință să muncească la ea în țară, să muncească la ea în localitate. Nu o să plece în afară.
Consider că pot să fac aceste lucruri prin experiența acumulată în fondurile europene, pot să aduc investitori, pot să aduc investiții nerambursabile și putem dezvolta această ramură. Haideți să dăm un exemplu concret. Care ar fi prima localitate cu care ți începe și ce ați schimba sau ce ați aduce în plus? Prima localitate? Putem începe cu Moțuțeiu, care este o localitate foarte mare. Este o localitate predominantă de fermieri. Moțuțeiu nu are un depozit de legume, frigorifer, nu are o piață modernizată și este și poziționată strategic foarte bine, aproape de Calafat, unde avem un port care este lăsat în paragină, nu a fost deloc modernizat și am putea ajuta efectiv fermierii cu un depozit frigorific și o piață foarte modernizată, plus infrastructură, pentru că Moțuțeiu, din punct de vedere al infrastructurii, e la pământ. Și lucru care spuneți că se poate realiza foarte ușor cu fonduri europene. Depozitul de legume. Și atunci ce se întâmplă? De ce nu sunt accesate aceste fonduri sau nu sunt duse la îndeplinire proiectele? Nu a prezentat un interes pentru conducerea județului. Asta este cumplit. Eu sper că totuși, dacă veți ajunge în această funcție, veți pune proiectul pe masă. Apropo de proiect pus pe masă, nouă ne lipsește transparența de multe ori la Consiliul Județean. Locuitorii județului, ai orașului, nu vin să-și expună aceste probleme sau aceste idei, că până la urmă știți cum este, mai multe minți găsesc o soluție. Consider că este lipsă de comunicare, pentru că oamenii vin, dar dacă au ușile închise... Și atunci cum s-ar putea îmbunătăți această relație dintre Consiliul Județean? În primul și primul rând ar trebui să existe birouri specializate pentru comunicarea cu cetățeanul, pentru fondurile europene, efectiv să fie ajutat omul, să poată să dezvolte o afacere, să primească ajutor din partea Consiliului Județean și nu doar omul. Inclusiv consiliile locale ar trebui ajutate și îndrumate să acceseze anumite linii de finanțare pentru dezvoltarea infrastructurii. Iată că mie deja mi se pare ca un vis acest proiect mic de care dumneavoastră vorbiți și anume faptul că poți merge la un birou, îți poți expune problema sau poți veni cu o soluție la o anumită problemă și cineva efectiv să te asculte, să ia la cunoștință soluția ta și să facă eventual ceva. De ce spun asta? Pentru că sunt cozi interminabile și, așa cum spuneați, ușile de obicei pentru omul de rând sunt închise. Nu consider un vis, eu consider o normalitate. Așa cum se întâmplă în alte țări europene. Și cred și în alte zone din România. Spuneți-mi de ce ați ales PMP. Pentru că este un partid relativ nou și nepătat, pentru că este în concordanță cu valorile dumneavoastră sau pentru că este altceva? Pentru că este un partid care este serios și sprijină tinerii. Atât timp cât sprijină tinerii și ideile și este deschis la ideile tinerilor, pentru mine este tot ce este nevoie din punct de vedere al unui partid. Dumneavoastră ați fost acum în campanie de multe ori în județ. Ce ați vorbit cu locuitorii comunelor și satelor? Ce v-au spus? Ce și-ar dori? Ce probleme au întâmpinat pe lângă cele legate de infrastructură? Că deja știm că toți sunt cu toaleta undeva în fundul curții, că până și școlile au toaleta undeva în curte și nu știu cum vor trece de aceste avize epidemiologice acum în contextul pandemiei. Din păcate nu este normal ca în anul 2020 să discutăm despre infrastructură legată de apă și canalizare, despre minimul necesar. Adică este incredibil că se întâmplă... Cade să discutăm, dar suntem în acest punct și trebuie să dezvoltăm acest lucru. Dar cele mai arzătoare probleme, din punctul meu de vedere, la nivel de județul Dolj, este legat de legumicultură. Avem un județ care 50% din fermieri cultivă legume și nu sunt ajutați de nimeni, sunt lăsați efectiv la ușe. La porțile piețelor... Și culmea că ajungem să cumpărăm, dar ăsta deja este un subiect discutat și răzdiscutat, legume turcești, grecești și așa mai departe. Și să mergem la supermarket. Da, atât timp cât piețele agroalimentare le-am transformat în open market-uri special, destinate special pentru producători autohton, atunci ar dispărea intermediarii și legumele de plastic, cum le zic eu.
Un fermierul simplu de pe teritoriul județului Dolj ar putea să vină să-și vândă leguma produsă de dânsul. N-ar mai trebui să o mai dea la intermediari la un preț de nimic. Chiar aș face o glumă proastă în acest context epidemiologic și anume că în momentul în care nu avem nici gust și nici miros, nu înseamnă neapărat că avem COVID-19, ci că mâncăm, așa cum ați spus, o legumă de plastic. Da. Unde ați face aceste piețe? În locul vechilor piețe și târguri. Și chiar ar fi nevoie, spun eu, de mai multe, pentru că unele s-au închis, s-au redeschis, au fost concesionate. Ce avem, dacă le-am modernizat și le-am aduce la standardele europene și am dat acces doar, și mă repet, acces doar producătorilor autohtoni, deci doar fermierilor care produc, nu fermierilor care sunt doar pe hârtie. Credeți că vom ajunge așa ca în Germania, spre exemplu, ca tinerii din Craiova să se ducă spre mediul rural mai degrabă decât să plece din țară să-și caute acolo un loc de muncă și să fie? Nu știu, că avem până la urmă, iată, o comună pe care o pot da ca exemplu, este Comuna Cristian din Brașov, o comună exact ca în afară? Eu îmi doresc să facem acest lucru. Îmi doresc să existe dorința tinerilor să investească la ei în țară, să dezvolte la ei în comunitate. Și acest lucru se poate face doar cu ajutorul Consiliului Județean în colaborare cu consiliile locale. Credeți că este posibil în acești 4 ani să se creeze această infrastructură? Dacă veți lua această funcție în Consiliul Județean? Cu multă dăruire, da. Cu multă dăruire și multă muncă, da. Sunt convins de acest lucru. Să înțeleg că până la urmă este o reavoință, că nu se schimbă nimic de atâția zeci de ani. Să nu zicem reavoință, să-i zicem de lăsare. Da, indolență. Eu sper că veți schimba alte proiecte pentru județul nostru. Mai aveți? Da, un proiect drag și foarte important o reprezintă problema deșertificării. Sunt zone care necesită împăduriri rapide, altfel încât vor deveni foarte, foarte aride și nimeni nu le ia în considerare. Și iată că ar putea fi realizate foarte ușor, până și eu o să spună telespectatorii noștri că nu mă pricep, dar eu am plantat un arbore de paulonia care în 3 ani este exact ca în cec și vrăjul de fasole a crescut peste noapte. Deci iată că soluții rapide există. Există, nu, soluții există, trebuie doar implementate. O altă problemă este, la nivel de județul Dolj, sunt sistemele de irigații care au fost lăsate în paragină. Și chiar furate, adică cred că nu mai există. Devalorizate. Nu mai, sunt doar ruine. Efectiv, sunt doar ruine. Dacă s-ar investi în sistemele de irigații, producția ar fi mult, mult mai mare. Apoi, fermierul ar avea un profit mult peste media care o are în momentul de față. Ceea ce și-ar permite să-și cumpere utilaje noi și ar permite să, în loc de 2 angajați, să aibă 3 angajați, și ar permite să dea un salariu mai mare și, efectiv, ar fi locuri de muncă pentru tineri și pentru oamenii care își doresc să lucreze în agricultură. Dacă un fermier se poate dezvolta, și firmele de construcții pe lângă ar putea să se dezvolte. Sigur, bineînțeles că o investiție atrage mai mulți investitori și așa mai departe, noi locuri de muncă. O întrebare pe care o mai am legată de mediul rural, probabil că ați auzit de această problemă, este faptul că oamenilor nu le-au fost montate apometre în zonele în care există apă potabilă și udă grădinile, dezarzavaturi cu apa de la robinet și iată așa sunt comune care au din 2 în 2 zile apă sau doar noaptea curge așa un firicel de apă și este o problemă foarte mare. Iar mulți susțin că asta se întâmplă pentru faptul că urmează alegerile și primarii nu le montează aceste apometre ca să fie în continuare aleși. Cum comentați acest lucru? Aș vrea să pot să vă contrazic, dar din păcate asta e realitatea. Pentru câteva voturi suferă toată comunitatea. Și pe lângă acest fapt, știm foarte bine că la nivel de județul Dolj, stațiile de epurare sunt mult sub normele sanitare care ar trebui să fie. Dar investițiile întârzie să apară. Deci asta trebuie făcută, asta aveți în plan. Să aduceți fonduri. Fonduri europene pe toate axele de dezvoltare ale județului, de la infrastructură până la efectiv și pentru tinerii fermieri.
infrastructură tinerii fermieri, infrastructură economică, tot ce se poate accesa pentru dezvoltarea comunității. Există atâtea linii de finanțare, trebuie doar scrise proiecte viabile și depuse. Asta este tot ce ar trebui făcut. Și implicare, bun, foarte multă implicare. O altă problemă a celor din județul nostru este transportul, care în unele zone lipsește. Iată, copiii merg kilometri pe jos ca să ajungă la școală. Sau există transport, dar din oră în oră, practic, este imposibil să ajungi la serviciu și să te întorci și iată, ajung oamenii să meargă cu ocazia? La nivel de transport ar trebui, în primul și în primul rând, făcut o strategie. Județul Dolj nu are o strategie de transport, nu are rute bine definite de transport. Tot începe de la o strategie. Atât timp cât poate fi construită o strategie de transport, atunci îți achiziționezi și mașinile de care ai nevoie, autobuze, microbuze, și stabilești și programul și prioritățile. La nivel de județul Dolj există doar câteva firme private care fac transportul public și legat de consiliile locale, care au aceste microbuze ale școlii, în care primarul își mai plimbă pe cine vrea și așa Dar mai departe. Dar ce se întâmplă? Că presupun că mulți ar vrea să-și facă o afacere în această industrie a transportului și nu este nici greu până la urmă să cumpere niște mașini și nici atât de costisitor. Ce se întâmplă? De ce nu apar aceste firme sau nu câștigă licitațiile? Știm foarte bine că o licitație la Consiliul Județean durează foarte mult. Să nu zicem că uită sfinții. Ați simplifica, dacă ați putea, aceste proceduri? Da, în primul și în primul rând, cheltuirea banului public trebuie să facă transparent. Cetățeanul e plătitor de taxe. Cetățeanul are dreptul să știe exact unde se duc banii dânsului, să știe exact cât se cheltuiește și pe ce se cheltuiește. Asta este primul și primul lucru care ar trebui făcut la nivel de județul Dolj. Adică expuse absolut toate cheltuielile undeva pe site-ul primăriei, da, al Consiliului Județean. Lumea. Și oamenii să poată vedea unde merg banii lor. Și chiar să-și dea cu părerea și efectiv să întrebe de ce un pix a costat 3 lei în loc să fie 2 lei sau de ce un kilometru de asfalt, dau un exemplu, a costat 500.000 de euro în loc să coste 200.000 de euro cât este în normative. Acesta este un punct foarte bine pus în discuție. Spuneați că ați construi anumite birouri. Face anumite birouri pentru ca oamenii să poată veni și le-aș transforma să fie cât mai eficiente. Asta voiam eu să vă întreb. Le-ați construit sau l-ați transformat? Pentru că spațiul este neîncăpător Consiliul Județean. Dacă se dorește, se găsesc idei, se găsesc soluții. Important este să caute soluții. În primul și în primul rând, de ce să ținem la un birou 3 persoane să plimbe o hârtie când putem să punem o singură persoană care să aibă capacitatea efectiv să facă și acea hârtie, nu doar să o plimbe? Deci asta se întâmplă practic la Consiliul Județean. Hârtiile sunt plimbate, de aceea se întârzie foarte mult cu avizele autorizației și investițiile lipsesc. Da. Până la urmă, eu cred că dacă s-ar schimba ceva și oamenii ar vota diferit, lucrurile ar începe să intre pe făgașul normal. Totuși, oamenii sunt foarte dezamăgiți de politică. Ce le-ați transmite? Cum să aibă încredere în dumneavoastră și în PMP? Le-ați transmite pe 27 să prezinte la vot, în primul și în primul rând, să vină la vot și să voteze omul potrivit la locul potrivit. Omul care consideră că poate să producă schimbarea. Atât timp cât au încredere într-o persoană că poate să producă schimbarea, să o voteze. Și consider că PMP-ul aduce oameni capabili pe toate posturile și toate funcțiile din administrație. Pe dumneavoastră, ca și locuitor al județului, ce vă deranjează acum 3 lucruri, cele mai importante în afară de infrastructură? Nepăsarea. Nepăsarea. Și asta acum o putem rezolva, că până la urmă ajungem la educație. Adică este aproape imposibil de schimbat o mentalitate întreagă. Nu e nevoie să schimbăm o mentalitate întreagă. E nevoie să dăm un exemplu. Prin puterea exemplului se schimbă și mentalitatea. Adică dacă tinerii vor vedea oameni implicați, oameni care vor să schimbe județul nostru, credeți că vor lua atitudine în sfârșit și se vor implica? Dacă tinerii consideră și o să vadă o persoană din generația lor că se implică
și se dăruiește pentru o cauză, consider că vor veni alături de acea persoană. Asta ar fi excelent. Și eu consider că sunt acea persoană care pot să mă implic, să mă dăruiesc și să aduc un plus valoare județului nostru. Credeți că la un moment dat, după acești 4 ani, dacă oamenii vor alege schimbarea, vor veni oameni din alte localități să trăiască, să se angajeze în județul nostru? Lucru care cred că nu s-a acest întâmplat decât, nu știu, dori. Printr-o căsătorie sau un alt legământ de genul. Din păcate, județul Dolj transferă oameni, să zicem așa, către alte județe, către Timiș, către Cluj. Și și aș prefera ca județul Dolj să vină, în acest județ să vină oameni, să vină tineri. Avem un centru universitar, din punctul meu de vedere, foarte bun. Dar, din păcate, după ce termină facultățile, pleacă în alte județe. Pentru că la nivel de județul Dolj nu le oferim oportunitatea să se dezvolte. Să se dezvolte profesional, în primul dar și în primul rând. Dar efectiv nu sunt locuri de muncă și atunci ce soluție ar fi că un absolvent de filozofie nu cred că ar vrea să fie angajat la o fabrică sau într-o piață de care vorbeați. Ar putea fi cumva organizate, nu știu, niște cursuri de antreprenoriat până la urmă să creăm mici afaceri sau la ce v-ați gândit efectiv pentru tinerii din județul nostru? Dacă cei care nu își aleg niște facultăți, care să le asigure din prima un loc de muncă? Toate locurile de muncă sunt legate între ele. Dacă investim în infrastructură și investim să dezvoltăm o afacere, o firmă are nevoie și de contabil, o firmă are nevoie și de muncitor, o firmă are nevoie și de manager, o firmă, la rândul lor, oamenii au nevoie și de doctori, și de psihologi, și de profesori. Și de cizmar, că iată, de toată lumea. Absolut toate, chiar mă gândeam. Atât timp cât există o firmă și angajează oameni, la rândul lor se pot construi alte afaceri mai mici. Cu cât apare o afacere mare, lângă o afacere mare apar altele mai mici. Și așa mai departe. Cu cât una se dezvoltă mai mult, apar altele micuțe. Ca partid, ca principii, funcționați pe această bază, că cetățeanul, până la urmă, indiferent ce funcție ar ocupa și oriunde ar locui, este egalul? Sau poate chiar sunteți în slujba dumnealui? Nu, suntem în slujba cetățeanului. Noi, cei din administrație, trebuie să ne punem cunoștințele și capacitățile pentru cetățean. Nu pentru noi, pe persoană fizică sau pentru membrii de partid, cum se practică. Un cuvânt de încheiere către cei care ne privesc acum. Pentru că, așa cum spuneam, oamenii sunt dezamăgiți de ce se întâmplă pe scena politică, nu mai au încredere în promisiuni, nu mai au încredere să meargă la vot. Pe data de 27 să vină la vot cu toată siguranța că au din ce alege. Partidul Mișcarea Populară vine cu o ofertă electorală cu oameni cu o capacitate care pot dezvolta acest județ. Eu vă mulțumesc foarte mult. Timpul nostru s-a scurs, dar sper să ne mai auzim și să ne revedem la Capital TV. Vă doresc foarte mult succes și, așa cum spuneați, să schimbați într-adevăr lucrurile în administrația județeană. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și vă promit că o să schimbăm lucrurile în administrația județeană. O zi frumoasă tuturor și mergeți la vot!